Deci, de la tine aflăm astăzi care sunt toate detaliile, răspunsurile practice ca să înțelegem cum putem să intrăm în rețeaua la doi, doi pași. Investim în partea de digitalizare, care sunt un foarte important pentru noi, și aici mă refer la faptul că îi oferim soluția de IPOS, soluția prin care el poate gestiona magazinul, soluția de la Casa de Marca. Uh -huh. da? Iar pe lângă asta investim și în partea de echipamente. Salutare prieteni și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire din seria mea de interviuri Viitorul este la doi pași Interlocutorul meu de astăzi este Cristian Stoenică, Head of Retail Sales Force Metro Salut Cristian, bine ai venit! Salut Vlad, bine te-am găsit! Ce înseamnă de fapt Head of Retail Sales Force? Sună <laughs> foarte mișto foarte, Sună foarte mișto în engleză ai, scut. Exact, dacă așa în limba bă, maternă, limba română Este bă, șef departament bă, vânzări și sunt bă, omul care, alături de o echipă de aproximativ 250 de oameni, este wow. zi de zi alături de partenerii noștri în, în teren. Man. Să dezvoltăm, bineînțeles, business-ul și, de ce nu, și vânzările. Uh -huh. Ai o experiență de 16 ani? De 16 ani metru. în cadrul companiei Metro, da, așa este. Ai fost foarte aproape, de fapt, încă de la început. Nu ai urmărit, ai supervizat, ai participat la dezvoltarea rețelei la doi pași. Uh, da, a fost o oportunitate să fiu uh, parte din echipa încă de la început parte din echipa care a dezvoltat franciza La doi Pași în, în România. Și lucrul acesta oarecum m-a ajutat și m-a de fapt, în jobul de zi cu zi, pentru că știind foarte bine cum s-a dezvoltat, uhum. îmi dau seama unde mai putem îmbunătăți, unde mai putem dezvolta și așa mai departe. Da, deci, da, sunt de la început. Deci, de la tine aflăm astăzi care sunt toate detaliile, răspunsurile practice ca să înțelegem cum putem să intrăm în rețeaua La doi, doi Pași și să ne îmbogățim, nu? Ai, Chiar așa, te poți îmbogăți dacă intri în rețeaua la 2P? Eu zic că da. Adică, sigur, bogăție spirituală, dar vorbim și de bogăție hard, nu? Eu zic că da și cred că și vocile celor 2000 de parteneri din spate confirmă faptul că da, te poți... Bun, fenomenal, ai adus în discuția asta 2000 de magazine parteneri în această rețea, cea mai mare comunitate de antreprenori din România, antreprenori independenți din România, Vreau să înțeleg și vrem să înțelegem cu toții cum ați obținut acest succes, dar sunt convins că urmăriți ce fac, cu atenție, evident, ce fac acești 2000 de antreprenori și că aveți monitorizări, aveți recordmeni, magazine care fac recorduri de vânzări, care dau lovituri, aveți clasamente de genul ăsta? Cu siguranță avem clasamente de genul ăsta. Poți să-mi spui? Și, bă... Cine e în top și cum, se cali... cum te califici să ajungi în top? Uh, prima oară aș pleca de la faptul cum te-ai calificat să intri într-o franciză la doi pași cred că e important okay. că până să ajungi în mai niște pași de, de făcut Mai luat Dar... înainte, că am și întrebarea asta vreau <laughs> okay, să știu de campioni spunem de campioni ca de, să mă motivez vorbind de, vorbind de top sunt mai mulți bă, 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 factori pe care noi îi urmărim care să definească succesul unui business că e o afacere de, bă, bă, de succes uh -huh. și legat de bă, bă, campioni noi în cadrul fiecarei conferințe pe care o facem, facem conferințe anuale cu partea noastră și chiar avem o gară de premiere unde premiem pe cei mai buni dintre cei mai buni de, de fiecare dată. Mm -hmm. și așa cum spuneam, în spatele acestor premieri sunt de fapt niște KPI, niște factori de succes pe care noi bă, îi urmărim. Și aici putem vorbi de o suprafață, pe o vânzare pe bă, metru pătrat într-un magazin, că de mult vin de el pe metru pătrat, pentru că noi la nivel național avem magazine de diferite dimensiuni. Care e plaja de dimensiuni? Între obicei. 60 de metri și 200 de metri pătrați. Putem 60 spune, da, o plajă, Și bineînțeles că un magazin de 60 de metri pătrați are o vânzare de X lei și unul de 200 de metri de Y lei. Și Corect. atunci, ca să avem o măsură corectă, ne uităm la o vânzare pe metru pătrat. Ăsta uh -huh. ar fi un factor la pe care noi îl urmărim. Și bineînțeles, asta este un factor pe care noi urmărim să-l influențăm pentru partenerii noștri prin diferite acțiuni pe care le, le facem. Uh -huh. Adică de la momentul când un partener intră în franciză la depaș, să spunem că vin de 10 euro metru pătrat astăzi. Ținta noastră este să dublăm sau chiar să triplăm vânzarea pe metru pătrat pe care acesta o are. Prin diferite acțiuni pe care le facem, bineînțeles. Cât este o proporție. Adică, cât înseamnă o vânzare bună pe metru pătrat în rețeaua la 2 pași? O vânzare bună pe metru pătrat este peste 6.000 de euro pe an pe metru pătrat. Peste 6.000 de euro da, pe da, an da, pe da, metru pătrat. Cam așa ne, ne uităm, da, da. Ok. Așa ar trebui să fie ca să fie o vânzare nu foarte bună. Este o vânzare medie. Vânzări foarte bune, poate să fie spre 10.000 de euro metru pătrat, depinde și așa mai departe. Dar o vânzare medie care să fie într-o zonă confortabilă pentru toată lumea este de 6.000 de euro. Bun, și acum următoarea întrebare pentru cei care se uită la noi și se gândesc, ce-ar fi dacă ar fi să fie, că în fond rețea de succes și cu cât rămâne vânzătorul, proprietarul magazinului, francizatul, cu cât rămâne din sumele pe care le obține din vânzarea asta pe metru pătrat? Aici, bă, bă, depinde pentru că, iarăși veniturile pe care îl rămâne la final sunt influențate de mai, mulți, mai multe elemente, cum ar fi costurile de personal, costurile de chirie, pentru că, de exemplu, noi în rețeaua de franciză de la doi pași, avem parteneri care au spațiul în chirie și au uh -huh. un cost care vine din, din chirie sau avem parteneri care dețin spațiul ca și proprietate. Atunci, veniturile pe care ei le au la final de lună sunt considerabil mai mari decât cei care au bă, bă, spații în chirie. Uh -huh. Dar n-aș vrea să dau neapărat o sumă fixă. Ok, spunem. Spre o rată de profit din vânzări cât rămâne dacă facem așa un calcul rămâne undeva la peste 4-5% din vânzările pe care ei le bă, le fac. Mm -hmm. Adică dacă are un magazin de 100 de metri pătrați și vinde pe metru pătrat de 6000 de euro pe an Asta înseamnă da. 60 de mii sau 600 de mii pe an? Asta 600... 600 de mii. pe ai vânzarea pe care magazinul o generează. Deci ar însemna 30 de mii uh, pe an profit, o rată rezonabilă. Rezonabilă, spune. da. Bun. Este... Da, exact, este o rată rezonabilă. Asta înainte de taxe? E asta e, ce, după ce, asta e bă, rămâne după ce aplicăm toate bă, costurile și chelturile din, bă, din spate. Cam asta e rata de profit, să spunem așa. Aha. Ok. Este o sumă... Ok. Pentru România în afara orașelor mari, presupun. Nu? În orașele mari poate mai e greu cu suma asta, dar dacă te duci în mediul rural 30.000 de euro pe an, mi se pare... Și în același timp, ținând cont că ai un business al tău și îți da. coordonezi activitatea, eu zic că este un bun. destul de, de bun. Ce primește francizatul din partea grupului? Păi aici sunt bă, mai multe lucruri. El primește bă, din prima zi un Partener la doi pași care decide să intre în franciza de doi pași bineînțeles primește și o investiție din partea Metro încă din, bă, bă, din prima zi. Dar dacă mă întrebați pe mine, nu ăsta cel mai important lucru. Pentru că de obicei la prima discuție toți se întreabă, ok, cu cât vine Metro? Da, Metro vine cu o, o parte de investiție din tot ceea ce înseamnă acolo. E co-investment între noi și, bă, și partener. Dar cum spuneam, nu ăsta este principalul lucru pe care îl consider benefic pentru acest parteneriat. Cel mai important lucru pe care eu îl văd atunci când intri în laude pași, în franceză laude pași, este tot transferul de cunoștințe pe care metro îl dă partenerul, pe care metro îl pune la masă. Adică felul cum îl ajutăm să-și transforme businessul pe care îl are astăzi într-unul de succes în viitorul apropiat. Asta e ceea ce eu consider că este, de fapt, atârnă cel mai greu în decizia de a intra în de pași. Poți să-mi dai niște exemple? Adică ce înseamnă? Da. Sunt multe exemple, o să aleg pe cele mai relevante, să spunem așa. Adică noi ajutăm partenerii în transformarea business și când spun asta mă refer la faptul că îi spunem cum ar trebui să arate un magazin, ce fel de, cum moment, ar trebui să aibă magazinul respectiv, ce fel de sortimentație ar trebui să aibă pentru zona în care magazinul se află, care e politica de preț pe care el ar trebui să o, bă, să o aibă în funcție de zona în care se află, în funcție de competiția pe care o are și așa mai departe, care e tipul de promoții pe care trebuie să le organizeze pentru consumatorul final din zona în care magazinul se află, tot sportul de marketing pe care metro oferă pentru parteneri și așa mai departe. Adică, astea sunt elementele care, de fapt, ajută bine să se dezvolte mai departe. Investiția pe care metro o face este one-time la început, să spunem, ca și cost din prima zi. Dar toate aceste beneficii care vin la pachet ulterior sunt mult mai valoroase decât investiția în sine. Bun, dar evaluările acestea pe care le... îmi spui că le face și le oferiți, ele sunt personalizate pentru magazinul care se află în zona cu în zona cu cât de diferite sunt ele în funcție de zonele României. E o țară destul de mare, nu? Medie în regiune și care are regiuni foarte diverse. S-ar putea, adică, nu știu, tu ești specialistul, presupun că există un anumit tip de așteptări în Moldova, de exemplu, față de Banat, nu? În puncte diametral opuse ale României. Nu Regiunea a destul de mare, adică ne ducem chiar puțin mai mai în detaliu și avem o abordare customizată în funcție de, de zonă. De exemplu, între rural și urban, magazinele pot arăta diferit și aici noi suntem cei care bă, bă, ajutăm să arate diferit din punct de vedere sortimentație, design, magazin, branding și așa mai departe, ajutăm în direcția asta și, bineînțeles, un magazin care este într-un mediu rural avea o sortimentație diferită față de un magazin care este în uh, mediu urban și nu este în cei care, bineînțeles, consiliem clientul cum să, bă, cum să facă această sortimentație. Bă, pe lângă asta, legat de investiția pe care Metro o face, iarăși, avem bă, diferite tipuri de pachete de, bă, de investiție în funcție de locația magazinului și potențialul pe care această locație o are pentru, bă, pentru noi. Adică avem pachete de la... Ele se cheamă în OK, în intern. Basing standard și premium este o denumire internă, dar ele sunt relaționate pur cu potențialul pe care acel locație îl are și investim mai puțin sau mai mult în funcție așa ceea ce locație poate genera în, în final pentru ambele părți. Deci, procesul este. Imediat întrebăm și cum poți să devii, adică care sunt criteriile voastre de selecție, dar să zicem că cineva a fost selectat, e un comerciant care are un magazin de ceva timp, luăm acest caz într-o anumită zonă și voi vă duceți și faceți o evaluare a locului, nu? Cum se desfășoară procesul. E, ai punctat foarte bine. Prima dată, cel mai important, că trebuie să ai un magazin sau o locație. Nu merge să fie... Adică să ai locație, trebuie, localize... să trebuie spațiu, nu? O să nu ai o locație, poate să-ți cauți o locație pe da. care o să o să închiriezi. Deci... Adică dacă eu vin mâine și spun cioc, cioc, doamne, ne-am întâlnit, vreau și eu să am auzit că îmi dați know-how și dați și un bănuț și vreau să fac și eu chestia asta. Răspunsul vostru este vino cu locația, nu? Adică... Uh, nu, prima discuție ar fi uh... A vrea să înțelegem care sunt. Uh, dar de ce vrei tu să faci asta mai Exact, care este motivația pentru și care sunt planul de viitor în, în direcția asta și bineînțeles, după aceea veni o consiliere în a vă, Dacă nu aveți o locație, atunci se face o consiliere în a o găsi o locație, pentru că okay. sunt grămadă locații din creat în București și noi avem destul de multe conexiuni și vă putem recomanda o locație, îți putem recomanda o locație pe care să, să o iei, uh -huh. dar să plecăm la premisa OK. Ca să devii un de la de pași, trebuie să ai o locație. Că e sau că e proprietat sau că deja un magazin, asta este de, bă, bă, planul 2. Dar trebuie să ai o locație. Da, e un avantaj să și ai un magazin. E important de menționat de minim și de metri pătrați pe față de vânzare. Pentru că ne trebuie această suprafață minimă pentru a putea implementa toate elementele conceptului la doi pași. Într-o uh -huh. mai mică ar fi cam dificil și de-aia nu mergem puțin mai, bă, mai, jos. Și să nu mai fie un alt magazin la doi pași la asta mai puțin de, de, de 200 de metri sau cât. Avem și acest, acest aspect. Uh în care securizăm oarecum zonă arundată fiecărui magazin la doi pași. Și un avantaj? În proximitatea a mini-300 m pătrați nu putem deschide un alt magazin la doi pași. Okay. Doar dacă, de exemplu, tot, tu mai ai un alt spațiu la 50 de metri și vrei să-l faci tot la doi pași, atunci nu e nicio problemă ha, și le putem interesant. face. Pentru că securizăm zona. Oarecum nu este o problemă? Da. Acolo fiind un spațiu gol, poate apărea oricând mm -hmm. un alt competitor și de ce nu să securizăm, să, uh, securizăm zona tocmai la doi pași? Este mm -hmm. mult mai, uh, mm -hmm. mai ok. Revenim puțin la... Criteriile de, a de, de selecție, tra, da. De da. Deci primul criteriu ar fi să ai locația, asta este clar. Dar pentru noi, de fapt, sunt importante două ingrediente pe care, cel puțin eu le văd, două ingrediente pentru a avea o afacere de, de succes. Și aici vorbim de potențialul locației și de profilul partenerului, profilul decidentului din acel, din acel business. Uh -huh. Când spun de potențial locație, ea trebuie să fie pusă într-o zonă în care să avem un trafic minim care să îngereze vânzarea așteptată, că pentru fiecare locație avem niște calcule spate și o vânzare așteptată. Adică să aibă vad. Exact. Trebuie să aibă acel vad care să genereze vânzarea așteptată de către, de către noi. Și pe lângă asta este foarte important să avem un om potrivit să gestioneze acel business. Pentru că dacă ai doar unul dintre aceste două ingrediente, ori o locație bună, ori un om foarte bun, nu va fi ceva de succes în final. Pentru că poți să ai o locație foarte bună, dar să o gestionezi prost și atunci să nu faci nimic. Sau poți să ai un om foarte bun, dar o locație cu potențial scăzut și la fel lucrurile C nu ies. Cristian, deci dar... asesăm astea două lucruri. Da, potențial locație și proprietate. Ok, Cristian, dar astea sunt evaluări absolut subiective, nu? În mintea mea de nespecialist, cum îți dai seama că e vad? La vad e mai simplu. Te uiți, trece lumea, există oameni care vor să cumpere în zona asta, sunt apartamente, nu știu, case. Dar cum îți dai seama că omul care vrea să intre în rețea, e omul potrivit, cum ai zis. Avem, este un fel de tul pe care noi îl folosim. Un ce anume? Un, 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 un tool este o unealtă, să spunem așa. așa. pe care o folosim, prin a evalua aceste două lucruri, atât potențialul locației și acolo avem diferite chestii pe care le le monitorizăm câte apartamente, câte case. Noi știm din studii câți oameni sunt în zona respectivă, bă, cam care este media de bă, oameni care locuiesc pe un apartament, pe o casă și mai departe, toate detaliile astea. Sunt multe în spate, este un fișier de tip Excel destul de, de complex, dar asta cu siguranță se află, vedem care este nivelul de venit din zona, aia, vedem ce mașini sunt parcate pe stradă, adică sunt tot felul de elemente la care ne, ne uităm. Iar când vorbim de profilul partenerului, acolo sunt mai mult lucruri calitative ne uităm puțin la profilul omului. Dacă are experiență în retail sau dacă a avut experiență, cât de experiență a avut în retail, în ce domeniu a lucrat, care este motivația pentru acest business și așa mai departe. Și asta se fac interviuri față în față? Pentru fiecare locație care intră în doi pași, trece prin această evaluare. Și de după aceea, stabilim împreună că putem porni la, la drum. Uite, ăsta e un joc pe care inteligența artificială nu cred că o să-l poată Parțial poate. Înlocui. Parțial poate, parțial poate, bineînțeles va trebui să vină oarecum și bă, amprenta umană pe lângă asta. Cât durează acest proces de selecție, de obicei? Păi de obicei, de la momentul când noi bă, luăm legătura, avem prima interacțiune cu un, bă, cu un potențial client, să spunem așa, undeva la Maxim două săptămâni, reușim să finalizăm partea de contractare. Mm -hmm. Doar partea de contractare. Că bineînțeles, după aceea sunt niște etape de implementare vor să avem, așa zisul, magazinul de pas și funcțional în, în piață. Am amânat răspunsul la acea întrebare, da, metro cu cât vine? Ce întreabă omul respectiv, care, ok, poate a trecut sau se gândește să intre, dar întreabă. Bun, și metro cu cât vine, în afară de know-how-ul, care este evident crucial. Suma concretă. Da, și în ce intră banii respectivi? Păi noi, da, așa cum spuneam puțin mai mai devreme Avem trei tipuri de pachete de, de investiție De obicei, costul unui magazin Costul de transformare a unui magazin Într-un format tradițional, într-un format la doi pași Se ridică undeva la aproximativ 50-60.000 de euro Cam asta este costul de, de remodelare a unui magazin, în medie Metroman și investiții din prima zi iar nu investește în câteva bă, bă, direcții foarte clare. Una ar fi partea de bă, branding, tot înseamnă semnalizare internă și externă. Uh -huh. Da, de la casetă luminoasă, colante pe fațadă, uniforme, coșuri de cumpărături, tot ce înseamnă la interior, tot ce înseamnă elemente semnalizate de Claudiu de și de branding, sunt bă, investiția metro din, din prima zi. Iar pe lângă asta, în funcție de pachetele de, de investiții pe care clientul le poate accesa, în funcție de potențial locație, așa cum am spus mai devreme, Investim în partea de digitalizare, care este un foarte important pentru noi și aici mă refer la faptul că îi oferim soluția de IPOS, soluția prin care el poate gestiona magazinul, soluția de la casa de marca. Uh -huh. da? Iar pe lângă asta investim și în partea de echipamente. Clientul primește de la noi un voucher de o anumită sumă cu care își poate cumpăra de la Metro echipamente pentru magazin și aici mă refer la rafturi, vitrine ce are nevoie pentru a remodela magazinul în formatul la doi pași. Uhum. Și când spui de sumele astea, ca să fie clar, aceste sume vor trebui înapoiate de francizat? Nu, nu sunt înapoiate. Sumele se acordă din prima zi și elementele pe care le acordăm devin ale partenerului, nu trebuie să înapoiate. Dar, bineînțeles, avem niște uh, uh, clauze contractuale. Uhum. Clientul ar trebui să facă niște achiziții lunare de la Metro în baza uhum. acestui contract pe care îl avem, fără a returna vreun cost înapoi și, bineînțeles, dacă el rămâne pe toată durata contractului pe care noi o avem, nu trebuie să plătească absolut nimic înapoi la, la metro. Uhum. Deci este doar practic pe aceea un contract în care trebuie să cumpere ceva de la, de la noi uhum. pe durata contractului. Nu ar trebui să returneze niciun ban. Dar care este, cum să întreb, că aici pot să întreb care este rata de succes sau rata de eșec? Că, sigur, din cele 2000 de magazine Câte sunt acum? Astea da. s-au strâns în 10 ani, dar presupun că nu toți reușesc. Din diverse motive, unii ies din cursă. Pentru că nu mai pot, pentru că au probleme de sănătate, pentru că dau faliment, pentru că n-am mers, pentru că vor să apuce de altceva. Sau poate că vrem noi să-i scoatem? Adică sunt sau și, poate și că îi dați acasă, afară da, pentru da, da. că nu reușesc, chiar când eliminați pe cineva. Exact cum ai spus, este ceva natural. Da. Tot timpul, practic, este ceva natural ca să ai și bă, bă, magazine care ies din, din franciză. Dar ce este foarte important, ca de seama dacă este un business sănătos, este foarte important rata de, de exit. Este uh -huh. foarte de ieșire. Din Asta rata de exit. Eu da, am spus rata de ieșire. Rata de mare. exit. Este una foarte scăzută la, la, noi, pentru că așa cum spuneam de la mă, puțin mai devreme, noi punem la în foarte mare pe partea de calitate atunci când integrăm partenerii în franciza la de uh -huh. Și de aia spuneam că astea sunt cele două ingrediente de succes. Locația și omul. Bineînțeles. Astea sunt 99% rata de succes, o spunem, da? Pentru că se întâmplă să mai ai și cazuri în care bă, ai scăpat o mică chestie la evaluare. Nu merge, dar da, avem, o stratură foarte, foarte mică și sunt cele mai multe cazuri de obicei sunt bă, situații personale, Alex să, nu știu, Alex să, să migreze din țară, Alex să facă alte lucruri. 5%, 10% este sub 3-4%. Sub 3-4%. Da, 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 da. Bun, sunt acum eu nu te invidiez pentru că lucre, și în media este greu, e concurență mare, dar în domeniul acesta a retail este o concurență acerbă. Sunt mii și mii de magazine, sunt magazine mari, hipermarketuri, magazine de proximitate, da. sunt magazine magazine cu livrare, magazine unde te duci tu să cumperi, sunt forme de organizare uh, francize ale unor grupuri mari, sunt magazine personale. Nu sunteți singurii care francizează pe piață, mai sunt și alte grupuri, mai mici sau mai mari, care fac asta. Cum vă diferențiați? Care este... Care sunt factorii diferențiatori? Avantajele în, în fața competiției? Da. Aș putea începe cu bă, faptul că prin ceea ce noi facem cu francizele la pași susținem uh, micile afaceri locale și susținem antreprenorii români să, bă, să dezvolte mai bă, mai departe într-un mediu concurențial foarte agresiv, uh -huh. unde comerțul bă, modern și retailerii internaționali se dezvoltă foarte agresiv în, bă, în România. Prin acest concept, oarecum nu reușim să le dăm acestor afaceri mici, locale bă, prin transformarea magazinului să le dăm șansa de a se bate de la egal la egal cu un retailer modern și bineînțeles să, să poată să facă față acestei bă, presiuni. Ce este important, iarăși o diferențiere între bă, modelele pe care le avem în piața astăzi în România, este faptul că francizatul la doi pași își păstrează independența financiară și operațională. Uh -huh. Rămâne independent și rămâne noi să fie antreprenor. Nu este manager, este antreprenor în continuare pe businessul lui, bineînțeles operând magazinul după niște standarde și rigori agrate împreună cu, bă, bă, cu noi. Dar își, își păstrează independența financiară și operațională, așa cum spuneam mai devreme, ceea ce da, e foarte important pentru el. Dar el poate cumpăra, dacă am ajuns aici, el poate cumpăra marfă doar de la magazinele Metro, de la magazinele Metro care sunt în zona lui, sau poate lucra și cu furnizori locali, cu producători locali. Aici avem niște lucruri stabilite prin, bă, bă, prin contract. El are flexibilitatea de a cumpăra și din alte surse nu doar de la, de la metro, mai ales că încurajăm colaborarea cu micii, mici furnizori și producători locali uh -huh. în, în, direcția asta. Dar ce facem aici? Trebuie să fim atât de buni cât să vrea să cumpere de la noi, neapărat să-l uh obligăm -huh. să cumpere de la noi, asta este foarte important. Dar da, el are flexibilitatea de a cumpăra și în altă parte, bineînțeles, dar aici încercăm să facem treaba de bine încât să-și să cumpere de la metro cât mai, cât mai mult. Spuneam la începutul întâlnirii noastre că ai, ai urmărit și ai fost implicat direct în dezvoltarea rețelei la doi pași din, din acești 11 ani. Ideea a fost lansată, proiectul a fost lansat în 2012. Da, da. Dacă ar fi să te gândești așa la acest deceniu care a trecut așa repede, <laughs> uh, care au fost momentele de inflexiune? A fost nevoie să vă adaptați, să faceți schimbări importante? Și dacă da, cum? Uh, schimbările facem permanent. Nu okay. <laughs> ne-am oprit și ne oprit niciodată asta, este clar. O la 2-3 ani tot venim cu ceva nou de fiecare dată. Dacă care tu... e ultimul lucru nou pe care l-ați adus? Uh, ultimul lucru nou pe care l-am adus a fost chiar acum uh, aproximativ un an jumate. Și am venit, ne a venit niște versiuni, spunem la 2 pași, versiunea 1, 2, 3, să spunem așa. așa. Acum un an jumate am lansat versiunea 3, spunem noi intern. Uh, unde am venit cu mulțime majore din punct de vedere imagine, s-a schimbat brandingul puțin, s-a schimbat elementele cum le punem, cum le folosim. Am venit cu cu bă, servicii, soluții noi în magazin la depaș pentru bă, pentru partenerii noștri și am gândit și un mod în a securiza locațiile pe termen mediu și lung împreună cu bă, francizații noștri. Asta sunt lucrurile pe care le-am făcut în ultimii doi ani de zile, să spunem așa. Uh -huh. Dar, cum am spus, permanent căutăm să bă, să inovăm, să venim cu noi pentru că nu putem să rămânem așa cum am pornit acum 10 ani. În spate uh -huh. asta este clar. Și partenerii au acceptat de la noi să Club noi. Cristian, simțiți că ați influențat mediul de retail, că ați schimbat ceva în societatea românească în acei 10 ani cu aceste prezențe locale uh, ale unui business atât de important cum e Metro? Eu aș spune că da, am schimbat ceva în piață uh, cu asta și m-aș lega puțin dacă ne uităm puțin în vestul Europei, unde comerțul modern a început expansiune mai, uh, mai devreme decât, uh, decât în România și acolo, la un respectiv, era comerț tradițional, cum era și în România, la un nivel destul de, de ridicat. Cu timpul el a fost destul de redus, aproape la inexistent în ziua de astăzi. Ce pot spune că a schimbat metro în România prin această franciză este faptul că i-a ajutat pe aceste antreprenori locali să reziste la această expansiune a comerțului modern și dacă ne uităm puțin la procentul de comerț uh, tradițional în România astăzi, este destul de ridicat față ce se pe lângă, bă, pe lângă țara noastră, ceea ce ne regăsim și noi acolo. Uh -huh. Putem spune că am fost unul dintre acele elemente care a ajutat la reziliența comerțului tradițional în fața dezvoltării agresive a comerțului modern. Există o misiune a rețelei la doi pași? Simțiți că aveți. Există misiunea rețelei la doi pași? Misiunea rețelei la doi pași. Acum sunt două direcții. Ok, direcția noastră, așa cum am spus, dacă ne uităm puțin de la metro către parteneri, este aceea de a ajuta în continuare. Se susținem în continuare în această bătălie pe care o au în contextul de piață din România dacă ne uităm puțin mai departe de la parteneri către comunitatea în care ei își desfășoară activitatea, dar cu siguranță au o misiune și au și o datorie față de comunitate. Pentru că dacă ne uităm puțin astăzi, în toate comunitățile unde apare un la doi pași ajutăm la dezvoltarea comunității pe mai multe planuri de obicei. Direcționăm o direcție, ar fi ajutăm pe plan economic, bineînțeles, creăm niște locuri de muncă în acea comunitate, ceea ce ajută la dezvoltarea comunității. Pe lângă asta, avem foarte mulți parteneri care, prin diferite campanii de tip CSR, hotărăsc să dea înapoi în comunitate o parte din banii pe care i-au câștigat cu uh, francizau de pași în uh, comunitatea respectivă, prin diferite acțiuni pe care le fac și așa da câteva exemple aici. Investesc, în renovări de școli, de exemplu, săl de sport sau investesc în uh, educația copilor care provin din familii cu venituri modeste și așa mai departe. Adică decid să dea o parte din banii pe care îi fac înapoi în comunitate. Și un alt aspect pe care l-aș menționa, iarăși unde la doi pași ar datorie față de, de comunitate, este Susținerea producătorilor și furnizorilor locale, acei producători mici locali, și susținem prin prisma faptului că magazinele au de pași, listează, practic pun produsele lor pe rafturile bă, magazinului. Și, bineînțeles, asta ajută la dezvoltarea întregii comunități. Care e următorul pas? Că Asta aveți acum 2000 de magazine. Când și care e următorul target? <laughs> <laughs> Ce mare în target este unul bă, ambițios și bă, pe care și ar fi de cu siguranță, de fiecare de când ne-am propus ceva, am și atins. Ne stăm fire să facem lucrul atunci când, ne spunem. motorul target ar fi să facem 2500 de, de, magazine. Când? Este în viitorul apropiat. Până la finalul anului viitor. Serios? Da. Bun, vă țin pomni Cristian Stoenică, Head of Retail Salesforce Metro. Mulțumesc foarte mult pentru explicații. Da, și eu îți mulțumesc mult pentru întâlnirea pe care am avut-o.